Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principale titluri ale ediției. Cod portocaliu de caniculă în acest sfârșit de săptămână la Giurgiu. Doctorul Ladislau Pic a părăsit PSD și a hotărât să se alăture în PNL deputatului Florian Nicolae. Chiria, o grijă în plus pentru studenți. Festivalul Teatrelor Dunărene va avea în premieră reprezentații pentru copii, precum și teatru de amatori. Invitații la acțiuni de weekend la Giurgiu. După ce toamna calendaristică a început cu temperaturi demne de mijlocul lunii iulie, giurgiuvenii vor avea de înfruntat apogeul în acest weekend. Meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu pentru ziua de sâmbătă, anunțând 38 de grade Celsius la umbră și disconfortul termic deosebit de accentuat. Temperaturi extreme și schimbări de la caniculă la furtună. Asta îi așteaptă pe giurgiuveni în acest weekend. Meteorologii au emis pentru sâmbătă o avertizare de cod portocaliu de caniculă, valabilă în 3 județe din sudul țării, printre care și Giurgiu, iar duminică au anunțat instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin ploi și furtuni. Nici în acest sfârșit de săptămână giurgiuvenii nu vor scăpa de caniculă. După ce toată săptămâna am avut parte de cod galben, meteorologii au emis acum cod portocaliu de caniculă pentru județul nostru. Sâmbătă temperaturile vor depăși 38 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. De duminică însă, căldura se va mai domoli, fiind așteptate precipitații însemnate cantitativ, însite de fenomene meteo cu caracter de furtună. De săptămâna viitoare însă, meteorologii au vești mai bune. Se pare că toamna își va intra în sfârșit în drepturi și, cu toate că nu vom avea parte de precipitații, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va adia ușor. Maximele înregistrate la amiază nu vor mai depăși 27 de grade Celsius. Unitățile de învățământ din municipiu au intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește pregătirile înainte de începerea anului școlar. A mai rămas doar 10 zile până când elevii vor forma careu în prima zi de școală, iar băncile școlii îi așteaptă pregătite cu manuale pentru noul an. Școala numărul 8, Academician Marin Voiculescu, este pregătită să-și primească elevii în prima zi de școală. Pentru profesorii, învățătorii, dar și pentru personalul auxiliar de aici, anul școlar 2015-2016 a început pe data de 1 septembrie. Toate lucrările de reamenajare și modernizare au fost finalizate încă din timpul verii, iar acum elevii sunt așteptați să ocupe băncile școlii. Pregătirile sunt chiar de 99%. Mai avem câteva amănunte, deci trebuie spraful și de a pune manualele pe bănci pentru a primi elevii. Una dintre cele mai moderne școli din județ, dacă nu chiar cea mai modernă, școala numărul 8 din municipiu le oferă elevilor condiții deosebite pentru a le ușura modul de lucru și a le stimula procesul educațional. În ultimii 2 ani, școala a beneficiat de o sponsorizare din partea magazinului Kaufland, care ne-a pus la dispoziție pentru fiecare sală de clasă câte un videoproiector, iar elevii din clasele 1-4 au câștigat un concurs care ne-a asigurat banii pentru a procura 24 de laptopuri pentru fiecare sală. În aceste condiții, în orice sală de curs de la noi se pot desfășura în condiții deosebite procesul instructiv educativ. O situație asemănătoare este întâlnită și la școala numărul 7. Pregătirile sunt în toi, clasele au fost igienizate, modernizate și reamenajate pentru a le face mediul de studiu mult mai plăcut elevilor. Suntem pe ultima sută de metri, cum se spune, toate spațiile au fost reparate, văruite, vopsite, deci totul este curat. Fiecare cadru didactic, respectiv doamne învățătoare și profesor diriginte, au intrat în fiecare clasă și, după cum vedeți, amenajările claselor, pavoazarea clasei este deja, claselor este deja făcută. Aici va fi o clasă pregătitoare care așteaptă bobocei. Una dintre școlile cu renume din municipiul Giurgiu, datorită rezultatelor foarte bune obținute la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, școala numărul 7 a început deja pregătirea cu elevii care doresc și anul acesta note și premii de excelență. Începând cu 1 septembrie, toate cadrele didactice au revenit la școală și alături de cadrele didactice și elevi, clasa 7-a de anul acesta, împreună cu doamna profesoară Banu Carmen, deja au început clasa, a început pregătirea la matematică, pentru concursuri, pentru testarea inițială, pentru ceea ce va urma în clasa a 7-a. Dacă până acum nu ați plătit taxele și impozite aferente semestrului al doilea, este bine să vă grăbiți și asta pentru a nu achita și penalități. Acesta este anunțul făcut de Direcția de Taxe și Impozite Giurgiu.
Conducerea Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu anunță pe contribuabilii giurgiuveni că își pot achita taxele și impozitele aferente semestrului 2 al acestui an până pe data de 30 septembrie, fără a achita penalități de întârziere. Dacă nu pot ajunge la ghișele din cadrul direcției de aici și din zona policlinicii sau din Tineretului de la noile caserii, giurgiuvenii pot folosi și varianta electronică de a plăti cu cardul, fie în sistemul electronic de plăți pe ghiseul.ro, fie chiar aici, dacă nu pot avea bani cash la ei, pot folosi cardul direct la ghișele din direcție. Astfel, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu amintește că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente semestrului al doilea este 30 septembrie 2015. După acest termen, nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare a termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Plata impozitelor și taxelor locale se poate face așadar la ghișeele deschise la sediul instituției din șoseaua Alexandriei și la punctele de lucru situate în piața centrală, clădirea administrativă și în strada Tineretului, punct termic 64, de luni până vineri în intervalul orar 8:30-16, dar și în sistemul național de plată electronic pe site-ul www.ghiseul.ro. Recomandarea administrației locale către giurgiuveni este să își achite obligațiile fiscale la timp pentru a evita plata majorărilor de întârziere, fiind vorba de impozitele și sau taxele datorate pentru clădiri, teren, mijloace de transport, garaje, concesiuni și habitat. Între 170 și 300 de euro, la atât se ridică deocamdată chiriile percepute de proprietari în marile centre universitare ale țării. Dar cum până la începerea anului universitar mai e ceva vreme, e de așteptat ca aceste chirii să mai crească. Încet, încet, vacanța se apropie de sfârșit și studenții își vor relua și ei locurile în amfiteatre și aule. Pe măsură ce se apropie însă data începerii anului universitar, pentru studenții din provincie, dar și părinților, apare o problemă din ce în ce mai presantă. Fie că sunt boboci, fie că sunt deja veterani, majoritatea se confruntă cu aceeași problemă, găsirea unei locuințe. Și asta pentru că locurile din cămine sunt, ca întotdeauna, insuficiente. Site-ul economica.net a făcut o analiză a prețurilor chiriilor în centrele universitare din țară. Potrivit datelor acestei analize, cele mai scumpe chirii sunt în Cluj, iar cele mai ieftine în Brașov și Iași. În capitală, oferta de apartamente cu două camere este generoasă, chiria medie fiind de 250 de euro pe lună. Garsonierele pot fi închiriate în medie cu circa 200 de euro, dar în funcție de dotări și poziție, chiria poate ajunge chiar și la 300 de euro. Și dacă în capitală se mai găsesc totuși și garsoniere de închiriat cu prețuri sub 200 de euro, în Cluj-Napoca ofertele sunt puține. Chiriile pornesc de la 220 de euro și ajung la 300 de euro. Apartamentele cu două camere se închiriază cu 300 de euro, dar anunțurile cu chirii sub această valoare pot fi numărate pe degetele de la o mână. Un apartament cu două camere dintr-un bloc ridicat în 2004, în Cluj, se închiriază cu 300 de euro. La Timișoara, cele mai mici chirii la garsoniere sunt de 180 de euro, însă anunțurile sunt puține. Se găsesc mai multe oferte cu tarife între 200 și 250 de euro. Chiriile pentru apartamentele cu două camere pornesc de la 200 de euro pe lună și ajung la 300 de euro. În Brașov, o garsonieră la mansardă, în centrul istoric, se închiriază cu 170 de euro pe lună, dar se găsesc și garsoniere la chirii mai mari, de 250 de euro pe lună. În ceea ce privește apartamentele cu două camere, chiriile se situează în intervalul 230-300 de euro, valori similare cu cele din București. Oferta de apartamente cu trei camere este redusă, iar chiriile cerute sunt tot de 300 de euro pe lună. 180 de euro este chiria lunară pentru o garsonieră în zona Tătăraș din Iași, însă sunt puține oferte la acest preț. De regulă, pentru o garsonieră, proprietarii din Iași cer între 2 și 300 de euro. Și aici apartamentele cu două camere se închiriază cu 250-300 de euro pe lună. Chiriile pentru apartamentele cu trei camere nu sar de 300 de euro, însă trebuie să aduceți câteva îmbunătățiri. Prețurile indicate de economica.net sunt cele de la sfârșitul lui august, însă este de așteptat ca, pe măsură ce se apropie începerea anului universitar, pretențiile proprietarilor să crească, aceștia știind bine că lipsa cronică a locurilor din căminele studențești îi va obliga pe aceștia să-și găsească o locuință. Cardul de sănătate nu ține loc de bilet de trimitere, de internare sau rețetă. Medicii rezidenții vor beneficia de locuințe anele, iar potrivit noi scheme a Uniunii Europene, România ar trebui să primească 7.000 de imigranți. Detalii în rubrica Flash.
CNAS atrage atenția că accesul la serviciile medicale se face și după 1 septembrie, odată cu folosirea obligatorie a cardului de sănătate, respectând aceleași reguli de până acum. Cardul ne ține în loc de bilet de trimitere, de internare și nici de rețetă, așa cum au crezut unele persoane. Cu cardul de sănătate, asiguratul confirmă prezența la medic și își dă acordul ca în numele lui să fie decontat serviciul medical sau farmaceutic pe care l-a primit. De asemenea, posesorii cardului de sănătate nu devin automat și asigurați. Calitatea de asigurat nu este generată automat de deținerea cardului de sănătate. Doar plata contribuției la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate conferă calitatea de asigurat, în afara categoriilor exceptate prin lege de la plata contribuției. În cazul în care se sistează plata contribuției, cardul de sănătate rămâne la posesor, dar la introducerea în cititor, medicul va primi informația că posesorul cardului nu este asigurat. Pacientul va putea primi doar acele servicii prevăzute de lege, în funcție de calitatea pe care o are, respectiv asigurat sau neasigurat, dacă este urgență medicală sau nu. O persoană neasigurată va primi în caz de nevoie doar servicii medicale de urgență. Liderii Uniunii Europene au realizat un plan de urgență pentru a repartiza 160.000 de imigranți. Potrivit planului Uniunii Europene prezentat de Daily Mail, Marea Britanie nu primește niciun refugiat. Conform noii scheme, refugiații din Ungaria, Italia și Grecia vor fi împărțiți în țările membre ale Uniunii Europene, în funcție de populație și situația economică a statelor. Germania primește 35.000 de refugiați, Franța 26.000, Spania 16.000. Daily Mail scrie că, până când și sărăcăcioasele Bulgaria și România vor primi mii de familii. Publicația citată mai notează că Marea Britanie, una dintre cele mai mari și mai bogate țări, refuză să primească imigranți și nu este trecută în schema de ajutor. Potrivit schemei, România ar urma să primească 6.937 de imigranți și nu în jur de 1.700, atât cât erau anunțați. Medicii rezidenți vor putea beneficia de locuințe ANL după ce guvernul i-a inclus în categoria tineri specialiști din învățământ și sănătate, astfel încât personalul medico-sanitar să nu mai plece la muncă în străinătate, în țări cu ofertă financiară mai bună. Actul normativ modifică și completează legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Astfel, un articol din lege se modifică și se completează cu un nou alineat. Tinerii specialiști din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data de punere cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele ANL, care pot primi repartiții în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. De asemenea, ordonanța prevede creșterea cuantumului salariului lunar brut, în funcție de care se calculează bursele medicilor rezidenți, modificare ce va intra în vigoare de la 1 octombrie. Codul muncii ar putea fi modificat semnificativ potrivit unei inițiative legislative a Blocului Național Sindical, care a fost adoptată miercuri de Senat. Documentul, care a trecut cu succes la începutul anului de verificările Curții Constituționale, prevede flexibilizarea relațiilor de muncă și echilibrarea raportului dintre salariați și angajatori. Printre principalele noutăți incluse în proiect se numără modificarea contractului individual de muncă, durata concediului de odihnă și sporurile pentru munca suplimentară. Proiectul de lege introduce obligația angajatorului de a comunica în scris salariatului orice propunere de modificare a contractului individual de muncă. Apoi, în cel mult 10 zile, salariatul va trebui să ofere, tot în scris, un răspuns. Dacă acesta va fi de acord, actul adițional la contract se va încheia în termen de 15 zile. Pentru sesiunea de admitere care are loc în această toamnă, Universitatea din București scoate la concurs 250 de locuri la buget și 1647 de locuri la taxă. Înscrierile au loc în perioada 3-11 septembrie, iar examenele se vor susține în perioada 14-19 septembrie. Data limită de afișare a rezultatelor este 23 septembrie. Cele mai multe locuri la buget sunt la Facultatea de Teologie Ortodoxă, iar taxele de înscriere diferă de la o facultate la alta, fiind cuprinse între 80 de lei la Facultatea de Fizică și 330 de lei la cea de drept. Trecerea deputatului Florian Nicolae de la PSD la PNL pare să aducă odată cu ea și alte tensiuni ale unor importante personalități giurgiuvene. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, alături de liderii consacrației partidului, a fost și cunoscutul medic giurgiuven Ladislau Pic și el, fost membru al Partidului Social Democrat, care și-a anunțat intenția de a activa în echipa liberalilor giurgiuveni. Unul dintre cei mai vechi membri ai organizației PSD Giurgiu a hotărât zilele acestea să părăsească partidul și să se înscrie în Partidul Național Liberal. Doctorul Ladislau Pic a spus că, în parte, decizia sa se datorează și situației din sănătate și că, în această perioadă, se simte mai confortabil în PNL, ținând cont că și el are o profesie liberală. Nu pot să neg sau să reneg, și dumneavoastră știți foarte bine, apartenența politică de până acum câteva zile în urmă.
Nu vreau să mă dau victimă a marginalizării sau ceva. Am considerat că prin natura meseriei pe care o practic de 30 de ani, locul meu se găsește în noua familie liberală. Totodată, acesta a mai ținut să precizeze că decizia sa a fost influențată și de trecerea deputatului Florian Nicolae la liberali, om de care leagă o lungă prietenie și colaborare și alături de care speră să facă o echipă câștigătoare în alegerile locale viitoare. Fiind consilierul domnului deputat și prietenului meu Nicolae Florian, nu știu cum s-ar fi putut împăca apartenența la două grupări politice, motiv pentru care am ales această cale. Am considerat că împreună putem să facem o echipă puternică. Două programe în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri au fost recent aprobate de către guvern. Cele două programe au scopul de a continua și finaliza anumite proiecte privind combaterea consumului de droguri. Programul Național de Prevenire și Asistență Medicală, Psihologică și Socială a Consumatorilor de Droguri și Programul de Interes Național de Prevenire și Asistență Medicală, Psihologică și Socială a Consumatorilor de Droguri sunt numele celor două programe aprobate recent de guvern. Aceste programe sunt o continuare a proiectelor și activităților desfășurate prin intermediul Strategiei Naționale Antidrog pentru perioada 2013-2020. Cele două programe vin în sprijinul consumatorilor de droguri, iar scopul principal este combaterea consumului de droguri. Programele se vor desfășura prin intermediul Agenției Naționale Antidrog, structura Ministerului Afacerilor Interne, Agenția Națională Antidrog fiind coordonatorul național în domeniul politicilor antidrog. Aceste programe se adresează în principal tinerilor cuprinși în toate formele de învățământ prin orientarea acestora către activități culturale, artistice și sportive, ca alternativă la consumul de droguri și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Activitățile din aceste programe se vor desfășura atât pe plan național cât și pe plan local prin intermediul centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog județene. Sfârșitul de săptămână nu aduce de obicei giurgiuvenilor nicio ofertă de petrecere a timpului liber. În afara cafenelor de pe pietonală sau barurilor de prin oraș și a unor plimbări prin parc, alte alternative de petrecere a timpului liber nu prea există la Giurgiu. Weekendul care urmează este însă o excepție. Că nu avem prea multe locuri în care să ne destindem după o săptămână de muncă la Giurgiu nu este o noutate. La fel cum nu este o noutate nici faptul că de obicei la sfârșitul săptămânii orașul este mort, în sensul că nu se organizează mai nimic. Sfârșitul acestei săptămâni este una din rarele excepții. Nu unul, ci chiar două evenimente sunt organizate în aceste zile la Giurgiu. Primul a început deja vineri seară. Este vorba despre Festivalul Diversității, o acțiune ce își propune să scoată din case cât mai mulți tineri care să participe la tot felul de activități non-formale, să socializeze și să se împrietenească. Prima zi a festivalului se încheie la cetatea lui Mircea, unde vor fi lansate lampioane. Sâmbătă, acțiunile continuă cu mai multe vizionări de filme la Ateneul Nicolae Bălănescu, unde intrarea este liberă. Și iubitorii de soare, apă și natură au o ofertă în acest weekend. Cea de-a treia ediție a Paradei Ambarcațiunilor este programată duminică pe canalul Sfântul Gheorghe. Ca și anul trecut, ambarcațiunile vor defila pe categorii. Ambarcațiuni cu propulsie sau fără, ambarcațiuni cu vâsle, vele sau motor și o nouă categorie, ambarcațiuni radiocomandate și navomodele. Acțiunea începe la ora 11 la pontonul San Giorgio, același loc în care la final va fi organizată și festivitatea de premiere, dar și o petrecere de final de sezon. Așadar, dacă vă plac ambarcațiunile sau pur și simplu sunteți curioși și vreți să petreceți câteva ore în aer liber, sunteți așteptați duminică la Parada Ambarcațiunilor. Trupe de teatru din 5 țări sunt așteptate să evolueze la Giurgiu în perioada 16-21 octombrie în cadrul Festivalului Teatrelor Dunărene, care a ajuns deja la cea de-a 18-a ediție. Cum spectacolele se vor juca pe mai multe scene, organizatorii s-au gândit ca și copiii să se bucure de câteva spectacole care le sunt dedicate. Trupelor profesioniste de teatru din România, Austria, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, care vor participa la Festivalul Teatrelor Dunărene, în premieră, anul acesta, li se vor alătura și trupe de amatori din Giurgiu. Această premieră este posibilă la această a 18-a ediție a festivalului, datorită faptului că evenimentul va avea la dispoziție mai multe săli de spectacol. Mulțumesc pe această cale primăriei care ne-a pus la dispoziție sălile Ateneului Bălănescu și a Centrului de Cultură Ion Vinea. Posibil să jucăm acolo
piesele echipelor de amatori. Sunt două piese, două spectacole bune, Încurcă lume și piesa lui Gelu Brebenel, să le jucăm în spațiul în care au fost create, respectiv la Centrul Cultural piesa lui Gelu Brebenel și piesa regizată de Remus Găină, după Încurcă lume la Ateneu. Nici copiii nu vor fi uitați, organizatorii având în program și trei spectacole rezervate acestora. În privința copiilor vor avea și ei trei spectacole, Prichindel, Trebedeu de nota 10 și cea care se repetă în acest moment, în căutarea lui Moș Crăciun, premiera va fi pe 24 septembrie. Una peste alta vor fi 12 spectacole, dintre care 3 pentru copii. Astra Giurgiu are de joi un nou membru familiei. Fost jucător la Dinamo București, mijlocașul central Bubacar a semnat cu gruparea de la Malul Dunării un contract valabil pe o perioadă de 2 ani de zile. După 3 sezoane în care a evoluat în tricoul dinamoviștilor, mijlocașul senegalez Bubacar a revenit în Liga 1. Însă, de data aceasta, fotbalistul a semnat cu gruparea aflată sub conducerea lui Marius Mudică. Odată sosit pe pământ românesc, Bubacar a declarat: "Cred că Astra poate câștiga campionatul. Am văzut echipa, joacă foarte bine, iar dacă vom continua pe această linie, avem șanse reale să luăm titlul." În ceea ce îl privește pe noul său antrenor, Șumi este mulțumit de noua achiziție și a declarat pentru Dolce Sport că este un jucător pe care l-am dorit foarte mult. Sunt convins că ne va ajuta. Cunoaște România, vorbește foarte bine limba. Este un jucător foarte bun de mijlocul terenului, exact ceea ce lipsește. Mai căutăm un atacant, dar încercăm să găsim o soluție foarte bună." Astra Giurgiu se află în acest moment în mini-vacanța determinată de cele două partide ale Naționalei României de pe 4, respectiv 7 septembrie. Astralii reîncep meciurile în Liga 1 pe 13 septembrie, atunci când îi vor întâlni pe cei de la Pandurii Târgu Jiu pe arena Marina Nastasovici. Înainte de această partidă, însă, Astra va întâlni FC Voluntari în Cupa Ligii joi 10 septembrie pe stadionul din Ștefan cel Mare. În ce an a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cum a reușit George Bacovia să devină, dintr-un simplu scriitor, unul dintre cei mai importanți autori ai României, dar și ce alte evenimente au mai avut loc pe data de 4 septembrie, aflați în rubrica Memoria Zilei. În anul 1881, pe data de 4 septembrie, s-a născut George Bacovia, autor al unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română. Bacovia a fost văzut la început de criticii literari ca un poet minor. Treptat însă, percepția asupra scrierilor sale s-a schimbat, ajungându-se la recunoașterea sa ca cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. Beyoncé s-a născut pe 4 septembrie 1981. Aceasta a ajuns cunoscută datorită faptului că a fost principala componentă a grupului Destiny's Child, formația de fete cu cele mai mari vânzări din istorie. După o serie de succese în formație, Beyoncé a lansat primul ei album solo. Albumul a devenit unul dintre cele mai mari succese comerciale ale anului, dominând topurile din întreaga lume. La 4 septembrie 2006 s-a stins din viață unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori de televiziune, Steve Irwin. În timp ce lucra la un documentar despre viața submarină în largul portului Douglas din Australia, el a fost înțepat în piept de o pisică de mare și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic. Alte două evenimente petrecute pe data de 4 septembrie datează din 1997 și 1958. În primul caz este vorba despre performanța echipei feminine de gimnastică a României, care cucera medalia de aur la campionatele mondiale desfășurate în Elveția, iar cel de-al doilea eveniment, cel din 1958, marchează prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Cod portocaliu de caniculă în acest sfârșit de săptămână la Giurgiu. Doctorul Ladislau Pic a părăsit PSD și a hotărât să se alăture în PNL deputatului Florian Nicolae. Chiria, o grijă în plus pentru studenți. Festivalul Teatrelor Dunărene va avea în premieră reprezentații pentru copii, precum și teatru de amatori. Invitații la acțiuni de weekend la Giurgiu.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. La revedere!